subscribe to Epic Shorty, and like this video, or else I will give you Brenzica Louis Jesus. Also, cheap games from G2A.com. The link is in the description. Jesus loves Epic Shorty and his gang. Salut, 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 salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Maps from Subs. Mapa asta se numește, are două nume de fapt, nici eu nu prea știu care e șmecheria. El mi-a scris în e-mail că este în căutarea înțelepciunii. Stai să caut e-mailul ca să vă zic exact care e șmecheria. În căutarea înțelepciunii, dar mapa se numește, fișierul cum ar veni, Epic Shorty și maestrul lui. Cred că ar fi Epic Shorty și maestrul lui, în căutarea înțelepciunii, să caute cu maestrul. Habar n-am care e șmecheria. Mapa a fost făcută de Golden Creeper Boy. Spune că a lucrat la ea 12 ore. Timpul efectiv de lucru a fost 12 ore. La spawn am sign-uri cu numere, trebuie să dau la butoane în ordine crescătoare. Povestea va apărea pe chat, spawn point-uri se vor seta automat. Mapa a fost testată, dar dacă întâmpim bug-uri, îmi pare rău. Ok, eu sper să nu dăm de bug-uri, sper să fie tot în regulă. Și avem o problemă la început. Practic sunt pe creative. Eu n-am folosit nicio comandă, nimic, să vedem chiar că e gol. Dar sunt pe creative și sper când dau la comenzi acolo să mi se pună survivor sau ce e nevoie. Ok. Deci avem astea. 1. Info. Salut, sunt Golden Creeper Boy și ți-am pregătit o mapă. Sper să-ți placă. Mapa a fost făcută special pentru tine. Ai niște sign-uri cu numere. Urmează-le în ordine crescătoare. Ok. 2. Comenzi. M-a băgat, mă, e bine. Comenzi setate, mi-a dat tot ce a fost nevoie. Foarte, foarte bine. Foarte bine. Numărul 3, poveste. Așa. Apasă pe buton ca să vorbești cu senseiul tău. Aulu. Da, sensei, m-a chemat. Da, Epic Shorty, te-a chemat ca să spun ceva. Ce? Odată, senseiul meu mi-a spus. Senseiul îmi spunea de senseiul lui. E timpul să te duci să-ți găsești înțelepciunea. Iar tu, fiind cel mai bun învățăcel al meu, trebuie să spun același lucru. Îți voi da un echipament la alegere, dar ține minte, nimic nu e ceea ce pare. Eu voi fi cu tine doar spiritual. Dar, sensei, unde să mă duc? Nu-ți face griji, la cum te cunosc, știu că o să faci alegerea potrivită. Ok. Mulțumesc, sensei. Să-ți dea Dumnezeu să lăsa duce băi cu salonul împreună cu el să nu lasă singură la greu. Și avem kit 1, kit 2, kit 3. Kiturile. Iron. Așa. Și cu diamond, fără enchant. Kit 2. Pește. Sharpness 1000. What? Leather pants. Mamă, e blan asta, ești nebun. Și eu asta cu diamond așa, pe logică luăm asta. Care protection lumii este invincibil cu ăsta, ești nebun. Și mă bat cu peștele. Le dau cu peștele în gură. Huț! Deci, de asta spunea sensei că aparențele înșeală cum ar veni. Ok. Bă, deci mi-am luat kit-ul de letter. Vai de mama lui amărât. Și să mă bat cu un pește, mă mâncați. Și nici măcar nu e prăjit. E așa, crud. Ok. Și 4, start. Poveste, dacă dai, dacă cazi, dă-i slash kill. Văd că spam punctul deja l-am acolo. Un adevărat sensei trebuie să aibă echilibru în orice situație. Sau în orice situație. Mamă, ce e aici? Capțești, no! Slash kill. Sper că am keep inventory. Am avut clipi, da, e bine. Fac. Nu știu, nu mă întreba ce am vrut să fac acolo. Pentru că nici eu nu știu, frate. Echilibru în orice situație. Ac! Ce nu-mi place mie aici, că m-a băgat direct să văd toată mapa, tot ce a făcut el pe aici și nu pare a fi mare lucru. Adică văd acolo ceva. Și niște chestii și cam atât. Dar sper să fie interesantă mapa. Dar dacă e postată, înseamnă că a fost decentă. Fuck!
E greu, mă, să sar pe asta. Bine, nu e atât de greu. Dar na. Fuck. Aș putea să rii într-un așa, o fiecare. Dar nu cred că merge. Ar fi mers cumva dacă mă jucam mai bine, mai că dacă era mai bun. Dar dacă nu sunt, voi face acest lucru. Fuck. Calmează-te, Leo. Bine, încă nu sunt agitat tot ceva. O, oh, mamă, ce era să-mi răbură acolo. Bă, dar ce treacu în mânere, mă? Că parcă a sărit pe al doilea de la deja odată. Uite, vezi? Nu! Am scos shift-ul, mă! Iar am scos shift. Sunt prost, trotul tău. Sunt prost, prechina, sunt prost. Eu încerc să fac fără să mă grăbesc. Nici nu sunt agitat sau ceva. Eu când sunt agitat și mă enervez, nu mai mă joc bine deloc. Dar acum chiar nu reușesc pur și simplu. Adică e greu să fac chestia asta. Fuck my life. Mă încurcă și semnele astea, că nu pot să-mi dau seama de unde începe șmecheria și ce zic. Fuck. Și unele sunt puse mai aproape, altele mai departe și... Hai, că astea două le-am prins, practic. Nice. Bine, mă, băiatule, mă. E zăpăză, boi. Următor nivel. Așa. Apasă după ce ai pickaxe-ul de diamond. Oh, cât lemn. Cred că a fost lene, sincer, asta a fost, uite, nivelul ăsta nu-mi place. Eu vă zic, chid că vă supărați, chid că nu vă supărați, nivelul ăsta, frate, nu-mi place. Nu din cauza că este de tip survival, dar mi-ai dat o grămadă lemn aici și aici 4 de loguri. Mi-ai pus și 3 de astea cât am nevoie aici ca să fac. De fapt, nici măcar nu cred că am destul, decât dacă mai ai de sub niște, hai, niște piatră. Whatever. Ideea e că mi le-ai pus pe toate pe tavă, fix zici că e o tavă pus aici. Nici nu este și el. Uite, puteți să mai pui pe aici niște... Să faci altfel, nu știu, frate, sau să faci o încăpere cu niște copăcei, să sparg copacul, să mă duc în mină, să minez, știi? Asta e ideea, asta zic ce nu-mi place mie. Că mi le-ai pus pe toate pe tavă, gen, bă, creați, fă-ți acolo tu ce ai nevoie. Uite, așa, bam. Fă-ți pickaxe de care o fi, spargi repede și nici nu trebuie să sparg. Că ideea e să faci diamond ca să spargi un obsidian cu el. Că ăla e să sparge greu cu și poți să spargi doar cu ăla de diamond, mi se pare mie. Dar aici nici nu mai trebuie să faci nimic, trebuie doar să craftezi pickaxe-ul de diamond și să apăs un buton. Asta nu-mi place. Sper că nu vă supărați când îmi faceți mape și mai și critic cât un pic. Dar asta este, mapa abonaților, trebuie să dau și o notă, până la urmă, știi ce zic? Ok, hai să vedem. Da. Și avem o problemă. Cred eu că o să avem o problemă. Pentru că trebuie să fac în momentul ăsta un pickaxe de piatră, da? Ok. Cu pickaxe-ul de piatră vom sparge iron-ul ca să fac un pickaxe de iron. Am doar 2 iron? Unde s-a dus al 3-lea iron? What the fuck is going on? Și de ce mi-a dat direct iron în loc să-mi dea... De la să-l... Nu știu. Hai să dăm un pic creativ. Pentru că am impresia că a picat... Pe undeva. What the fuck is this shit? Da. A combinat omul să facă, mă. A făcut ceva cu astea, cu comenzi, cu de-astea. Vezi ce zic aici? Set block, chestii trestii. A vrut să facă o combinație cu astea. Și de asta n-a fost o hartă cu copăcei, cu d-alea, pentru că a băgat command blocuri o grămadă ca să fie din command blocuri. Uite, vezi? Ăsta. Dar avea acum mai făcut rost de un iron.
Asta a fost eroare din partea lui, cred, sau din cauza command block-ului. Dar dacă a băgat command block-ul greșit, atunci practic s-a cam dus șmecheria și na. Dar da, a băgat command block-ul ca să nu trebuiască să mai fac cu furnace și de-alea să fie mai simplu, gen, știi? Ok. Da, asta ziceam, că n-am destul destul piatră ca să fac uite, și asta mi-a dat direct diamond fără să-mi îl iau de pe jos, mi-a apărut în inventar cum ar veni. Da, nu știu ce să zic despre asta, dar am diamondul practic. Și povestea, care era povestea? Trebuie să știe cum să își facă uneltele de care are nevoie succes. Ok. Și asta vine după ce am picat diamond. Ah, și acum sparg ăsta. What the fuck, ce-i cu pickaxe-ul ăsta? Am înțeles. Dar chiar poți să spargi cu ăsta care are înceantă 1000 pe el. De ăsta? Tot e foarte greu, frate. Bine, poți să-l spargi la un moment dat. Dar e greu. Așa dau câteodată la asta. Păi și care e povestea, dar și că m-a băgat în asta. Aha. Hai să-i spar pe toate, că îmi place să aude. Ah, fuck. Nu mai contează. Am dat butonul. Felicitări, ai terminat mapa. Vrei și partea a doua? Dă o notă, pies. Îmi pare rău că a fost scurtă. Sper că ai citit chat-ul. Man, chat-ul l-am citit. 5 de treceri, 6, 10, nu știu ce chestii, man. Chat-ul l-am citit. Povestea nu a fost rea cu senseiul cu asta că m-a pus să fac niște probe. Pentru că, na, așa e și în filme și... Na, când vrei să înveți ceva, trebuie să treci niște probele alea ca să vadă sensiul ce... Și o faci mai departe și alte nebunii. În fine, v-ați prins care ideea, povestea a fost ok. A fost ok, povestea. Doar că nu prea am înțeles care a fost mecheria cu survival-ul. Pentru că survival-ul a fost chiar ciudățel, sincer să fiu, că nu a fost survival. A fost doar cum să-mi craftez uneltele. Și mi le-ai dat pe tavă, gen, și dar trebuie să muncesc cumva pe trebuie, să găsesc iron-ul, să fie într-un subsol acolo făcut cu mult, cu multă piatră, după aceea să spart piatra, să găsesc iron-ul, după ce am găsit iron-ul cu piatra pe care am spart-o înainte să fac un furnace frumos, știți care e ideea deja. Trebuie să mă dau dată creative ca să mai mi-aduc aminte ce am, prin ce am trecut. Pentru că au trecut cam repede toate șmecheriile. Deci a fost asta de aici. Asta a fost interesantă și a făcut parte din poveste chiar foarte bine cu kiturile, că aparențele întotdeauna înșeală, că nu știu ce și cu ăsta. Ar fi trebuit, dacă tot mi-ai dat armura și de-astea, să mă și bat cu ceva, să-i bat cu peștele, ar fi fost chiar amuzant. Și cred că ești de acord cu mine de chestia asta. Ăsta a fost spawnul la fel foarte simpluț, nu a fost nimic super wow. Aici, la fel cum am zis de la început, puteți să faci ceva, măcar să faci o încăpere, să nu văd eu village-ul ăla care e făcut de Minecraft, ci mapele tale făcute din afară. Pentru că mapa ar trebui să arate bine înăuntru. Ce vede playerul cum ar veni, nu ce vede creatorul. Și acum am văzut ce a văzut creatorul cum ar veni, și anume pe din afara clădirilor. Parcursul ăsta a fost catering, n-a fost ciudat. Pentru că, na, asta m-am imaginat că era gen 300 și trebuie să cași pe 300, să, na, să ții echilibru. A fost interesantă și asta parte din povestea, adică a fost ok. Și ce să zic? Ăsta m-a dezamăgit, cu toate că tu te-ai chinuit să faci asta aici și te-ai ieșit destul de bine. Aproape, la un iron a fost un bug, ceva. Dar, na, nu știu ce să zic despre chestia asta. Și cu ăsta, la fel... Nu prea am înțeles eu care a fost șmecheria, doar m-a băgat aici și am spart toată asta ca să găsesc un buton care m-a dus aici unde e finalul. Mapa a fost de nota 4, nu, hai să zicem 5, pentru că a fost mișto cu senseiul, cu alea, și m-a făcut, a fost destul amuzant și chestia asta cu enchantul 2000 la Caterinca, gen, nota 5. Să zicem nota 5, o notă medie,
nu a fost rea mapa, decât am zis. Mi-a plăcut că ai avut o poveste și că a fost destul de originală povestea, sau originală în felul în care nu am mai făcut careva până acum o mapă de genul, cu povestea cu sensei, cu de-astea. Și hai să vedem. Felicitări, ai terminat mapa, vrei și partea a doua. Partea a doua aș vrea-o doar dacă o faci mai complexă, frate. Să fie ceva... Să continui povestea cu sensei, pentru că a fost ok. Doar să faci mapa să fie ceva, nu știu. Și mi-ai zis că aici ai lucrat 12 ore la mapa asta. Mapa asta nu este o mapă făcută în 12 ore, frate. Sincer, nu este o mapă făcută în 12 ore. Poate în 12 ore te-ai mai gândit să mă treci la calculator și să mai dau și câte ceva. Pentru că aș să luăm în felul următor. Parcurul, da? Trebuie 12 blocuri puse aici. Da? Două de-astea aici, care una să fie cu spawn point-ul și alta să fie cu povestea, care scrie ceva. Niște lemne, niște garduri, de fapt, ca să le pui aici. Și la sfârșit încă un buton care să mă duc la următorul nivel. Deci ăsta l-ai făcut în 5 minute, maxim 5 minute. Maxim 5 minute. Normal, cred că l-ai făcut în 2 minute. Înțelegi? Chestia asta de aici, la asta cred că a durat mai mult. Doar din cauza că au fost foarte multe command blocuri și fiecare command block câte o comandă. Dar comenzile astea mă gândesc că le luau după ele, nu cred că le-ai învățat-o pe toate și le-ai scris și manual pe toate. Nu știu. Habar n-am. Dar aici contează ce văd eu. Și eu am văzut o cameră cu portocaliu și alb, cu niște chestii puse deja pe jos pe care să le iau. Și cam atât. Eu încerc să dau și o explicație ca să știți de ce am dat nota asta proastă. După aia m-am băgat aici în care am spart astea fără niciun stres, am dat câte un click pe fiecare, ca și cum aș fi cu creative. Făcut așa. Și atât. Și cam ăsta a fost finalul. Adică a fost curticică mapa, povestea a fost ok, povestea, să spunem că te-a salvat de la scorul prost. Și mai aveam undeva cu nota mapei. Aici. Așa. Da, nota 5, să zic. Îmi pare rău dacă a fost scurt. Eu o să pun nota 5. Așa, mi-a scris 5 pe crash. Dacă dădeam 10, artificii ceva? Ok. Dar nu, nota a fost 5 de trecere, ca să faci și partea a doua, să o faci mai șmecheră și să nu spuneți că a lucrat 12 ori la mapa asta, pentru că eu nu cred niciodată. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut episodul, fraților, sau măcar pentru efortul meu de a face episoadele astea, și mai ales că am fost plecat și încă sunt plecat la munte, fan meeting-uri și alte nebunii, și o mică, extraordinar de micuță vacanță pentru mine, cu băieții din câțiva gang, și na, am înregistrat mai multe episoade, asta am și același tricou ca ieri și alalte și acum 3 zile, și am 4 zile și na, în fine. Dați un like pentru mine și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, să aveți o zi perfectă. Ciao. Stai! Pedofilescu Virgil de la Poliția Română, prietene, văd că nu te-ai abonat la Epic Shorty, așa că dă-i click imediat aici și abonează-te. Aici ai un video ales de YouTube, iar aici am ales și eu video ăsta special pentru tine. Și sus aici, bineînțeles, că ai Instagramul meu. După ce mi-ai dat follow și toate cele, nu stați degeaba, nu blocați intersecția, că n-are niciun sens. Circulați, vă rog frumos!